sufletele, pentru că primind aghiazma cea mare, ne sfințim atât casele, sufletele și trupurile noastre. Astăzi, iubiți credincioși, la această mare praznic, în biserica cu gramul Sfânta Mare Mucenită Anastasia, avem deosebita plăcere și deosebitul gând cel bun, așa, la Dumnezeu, să avem alături de noi pe domnul primar al municipiului Călăraș, domnul Dulce Marius Grigore, pe domnul viceprimar, pe domnul secretar al municipiului, pe domnul comandant al jandarmeriei județului Călăraș și sperăm noi să sosească și oficialitățile județului Călăraș, domnul președinte și domnii vicepreședinți. Astăzi, dacă anul 2020 a fost un an așa plin de încercări, cum vă spuneam și în predicile anterioare, un an care ne-a furat multe lucruri, un an care ne-a furat oameni de lângă noi, un an care ne-a furat până și îmbrățișările noastre, un an pecetuit, să spunem noi așa, și încercat de această pandemie, de această boală molipsitoare. Un an care nu ne-am lăsat covârșit, să spunem, de această pandemie, ci am luptat și trebuie să luptăm cu credință în Dumnezeu și în gândul cel bun că anul 2021, cu nădejde la Dumnezeu, va fi un an mult mai bun. Un an care ne va scăpa de această boală, un an care ne va aduce la viața normală, la viața pe care noi o aveam înainte. Cu toate că încă trăim sub egida acestei pandemii, la noi, în municipiul Călăraș, cu sprijinul primăriei, în municipiul Călăraș, și anul acesta se va organiza boboteaza. Se va organiza boboteaza, dar într-o formă mai specială. Și spunem aceasta, forma aceasta specială, sau organizarea aceasta specială, este anume că nu se va mai arunca crucea pentru a fi recuperată de notători, ci pur și simplu de aici, după ce vom sfinți din nou aghiazma cea mare afară, vom procede, vom merge către Malul Borcei și vom lansa o cruce din tot pe Malul Borcei. Așadar, iubiți credincioși și credincioase, dacă poate în alte părți ale țării noastre există neliniști sau tulburări, dar la noi, în județ și în municipiu, lucrurile sunt, să spunem, foarte bune și sprijinul atât a autorităților locale cât și județene este necondiționat. Dumnezeu să ne binecuvinte, să ne dorească pacea sa. Praznicul Botezului Domnului nostru Hristos să aducă viața noastră a tuturor liniște, să aducă sport mult în toată fapta cea bună și dacă nu ne-am rugat în 2020 de ajuns, trebuie să ne punem în gând, în inimă și în minte, că lucrul acesta trebuie să-l sporim pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Pentru că niciodată, dar niciodată, genunchii inimilor noastre plecate înaintea lui Dumnezeu, cu inimă frântă și smerită, Dumnezeu niciodată nu se ucisească gândul cel bun și rugăciunea înălțată către El. Amin. Primite-ne nou, Doamne, Harul Preasfântului Tău Duh, te rugăm. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care se pretinde înainte pe toate lucrurile. Vizierul Bunătății Lui și Dătătorul de viață, vină să se răcește cu noi și ne curățește pe noi de toată dimensiunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, uniește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, uniește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, uniește-ne pe noi.
Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Toată este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Astăzi firea apelor se sfințește și se desparte Iordanul și își oprește curgerea apelor sale, văzând că Stăpânul botezându-se ca un om ai venit la rău, Hristoase împărate, și te sârguiește a la botez de rob, Bunule din mâinile înainte mergătorului, pentru păcatele noastre, Iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către glasul celui ce striga în pustiu, pregătiți calea Domnului, venite, Doamne, nu închid de rob, botezând cel care nu știe de păcat. Văzându-te apele și s-au temut, s-a cutremurat înainte mergătorul și a strigat grăind, cum va lumina sfeșnicul pe lumină, cum își va pune mâna robul pe stăpânul. Sfințește-mă pe mine și apele, Mântuitorule-mi, cel ce ridicat păcatul lumii. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, Domnul este luminarea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Din Epistola întâi către Corintenea Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte! Fraților, nu voi ies ca voi să nu știți că părinții voștri au fost toți sub nori și că toți au trecut prin mare și toți într-un Moise au fost botezați în nori și în mare. Aceeași mâncare duhovnicească și tot aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească cel urmat, iar atia cu cerințe, Părinte. Aleluia! Aleluia!
Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Nazaretul Galilei și-a fost botezat de către Ioan în râul Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste el. Și glas din cerul s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu, cel iubit. Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru, Vincenție, Episcopul Slobozii și Călărașilor, pentru cinstita preoțime și cean Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Credinciosul poporul mândre pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și-ai satelor, și pentru iubitoare Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, pentru ca să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare, trăimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta, tămăduitoare sufletelor și trupurilor, și izgoritoare toată puterea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se zdrobească satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul viclean care se pornește asupra noastră, și să se înlăture toată boala, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să se dăruiască pe acestea harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, pentru ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului și să sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Se facă apa aceasta, dar de sfințenie și curăție de păcate, pe tămăduirea sufletelor și a trupurilor și spre tot folosul de trebuință, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viața veșnică, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toate bântuiala vrășmașilor, văzușilor și nevăzuți,
pentru cei care o vor lua și vor primi spre sfințirea caselor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor tuturor celor care o vor lua cu credință și vor gusta din ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne învrednicim noi, să ne umplem de sfințenie prin gustarea din apa aceasta, cu venirea ce ne văzut a Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, a celor păcătoși și să ne mântuiască pe noi ca să fim izbăviți noi. De dunecazul mânia primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu carul Tău. Domne, miluiește! Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâne noastră, de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să pomenim. Sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Fiule, unule născut care ești în sânul Tatălui, Dumnezeule cel adevărat, izvorul vieții și al nemuririi, lumina cea din lumină, care ai venit în lume să luminezi, luminează cugetul nostru cu Duhul Tău cel Sfânt, cine primește pe noi, care aducem ție slavă și bună mulțumire pentru rugările tale cele din veci mari și minunate și pentru mântuirea ta, rânduială cea din veacurile cele mai din urmă, când te-ai îmbrăcat în trupul nostru cel neputincios și sărac și te-ai smerit până la măsura de rob în paratea tuturor, suferit ai încă și a te boteza în Iordan de mâna robului, ca sfințind firea apelor tu, cel care ești fără de păcat să ne faci nouă cale către nașterea cea de-a doua, prin apă și prin duh, și să ne întorci pe noi la libertatea cea din tâi. Deci, plăzduind pomenirea acestei taine dumnezești, ne rugăm ție, Stăpâne viitoră de oameni, stropește și peste noi, nevrenici tăi rog, după făgăduința ta cea dumnezească, apa cea folositoare, darul milostivirii tale ca să fie bine primită bunătății tale, cererea noastră a păcătoșilor pentru apa aceasta și prin ea să ne dăruiască nouă și întregului tău popor, credincios binecuvântarea ta spre slava Sfântului și închinatului tău nume, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul de viață, păcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Trăime mai presus de fire prea bună, prea dumnezeiască, tot puternică, toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoarea ființelor celor înțelegătoare și a firilor celor cuvântătoare, bunătatea firească, lumina neapropiată, care luminezi pe tot omul care vine în lume, strălucește și în noi, nevrednicii tăi slujitori. Luminează-ne ochii minților noastre ca să îndrăznim a lăuda binefacerea și puterea ta cea nemăsurată. Fie primită rugăciunea care se aduce de noi pentru poporul care stă înainte. Să nu oprească păcatele noastre venirea aici a Sfântului tău Duh. Cine iartă ceea ce ești prea bună, ca să strigăm către tine fără de osândă și să grăim și acum, te slăvim pe tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, a toți iitorule împărate, cel care ești mai înainte de veci,
Te slăvim pe tine, ziditorul și păcătorul la totem. Te slăvim pe tine, Fiul al lui Dumnezeu, unul născut, cel care ești fără tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznicul ce a trecut prunc te-am văzut, iar la acesta de acum desăvârșit te vedem pe tine, cel care te-ai arătat desăvârșit, Dumnezeul nostru din cer desăvârșit. Căci astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic și ceata sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc. Astăzi harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminează pământul. Astăzi stelele luminoase cu lumina strălucirilor lumea frumusețează. Astăzi norile urează din cerul omenirii ploaia dreptății. Astăzi cel nefăcut de bunăvoia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea lui, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se preschimbă în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu revărsări tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară, care era în vremea lui Moise, se preschimbă în dulceața poporului prin venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de prânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-a luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi optea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi Stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel neplecat se pleacă robului său ca să ne elibereze pe noi din robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi văzând focul Dumnezeirii pogorându-se trupește și intrând în apele sale. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe Sfântul Duh în chip de porumbel pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe păcătorul întrupat, pe stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas mirându-se de cel care a venit, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Prăznuire stăpânească, văzând astăzi în Iordan și pe cel care moartea neascultării și boltul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan de afundat, și-a dăruit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și noi, păcătoși și nevrâncii tăi slujitori, mărturisim slăvitele tale minuni, de frică fiind cuprinși și cu milință, strigăm către tine. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Că tu cu voia ta pe toate le-ai adus dintr-une ființă în ființă, cu puterea ta ții făptura și cu purtarea ta de grijă chivernisești lumea. Tu din patru stihii ai întocmit făptura și cu patru vreme ai încurunat curgerea anului.
De tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe tine te laudă soarele, pe tine te slăvește luna, ție se supun stelele. Pe tine te ascultă lumina, de tine se îngrozesc adâncurile, ție slujesc izvoarele. Tu ai întins cerul ca un col. Tu ai întărit pământul peste ape, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu ai revărsat aerul spre răsuflare. Puterile îngerești ție slujesc și cetele arhanghelilor ție se închină. Heruvimii cei cu mulți și serafimii cei cu câte șase aripi împrejur stâncii zburând, de frica slavei tale cele neapropiate se acoperă, că tu Dumnezeu fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început ai venit pe pământ chip de rob luând într-o asemănare omenească făcându-te, că n-ai suferit stăpâne pentru îndurările milei tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavol, ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul tău. Vestim mila ta, nu tăinuim facerea ta de bine, toată firea omenească ai izbăvit-o, pânte cele fecioare l-ai sfințit cu nașterea ta. Toată făptura te laudă pe tine, cel care te-ai arătat. Că tu, Dumnezeul nostru, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii împreună ai viețuit, tu trimițând din cer pe Duhul tău cel sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capetele balaurilor care se încuibaseră acolo. Sunt sus, dar viitorul de oameni, împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Sunt sus, dar viitorul de oameni, împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Însuși, dar, iubitorule de oameni, împărate, vină și acum prin pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și dă ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, tope ea izvor de nesticăciune, dar de sfințenie, de dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtarea puterilor potrivnice, plină de putere îngerească, pentru ca toți cei care se vor stropi și vor gusta din iam, să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Cel care ai înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru, care pe vremea lui Noe cu apă a înnecat pământul. Tu ești Dumnezeul nostru, care prin mare și prin Moise a eliberat neamul evreiilor via lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru, care a despicat piatra în pustiu și au curs ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul Tău cel însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru, care cu apă și cu foc prin Ilie a izgovit pe Israel din rătăcirea lui Baal. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. De tuturor celor care se vor atinge de ea și se vor stropi și vor gusta sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Adu-ți aminte, Doamne! Adu-ți aminte, Doamne, de preasfințitul Părintele nostru, Vincențium, episcopul slăvozii și călărașilor, și de cinstita preoțime, și cea în Hristos diaconime, de tot clerul, de binecredinciosul popor român de pretutindeni, de cârmuitorii țării noastre, de mai mari orașelor și ai satelor, și de invitarea de Hristos armată de cei care stau înainte și de frații noștri, care din binecuvântate pe cei nu sunt
ai încercat-o și miluiește pentru pe ei și pe noi, după mare mila ta, pentru ca și de stichii și de oameni și de îngeri și de cele văzute și de cele nevăzute, să fie stăvit numele Tău cel preasfânt al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Botez